Primul festival dedicat magiei din Timișoara a reușit să umple sala sporturilor Constantin Jude. Aproximativ 2000 de oameni au intrat într-o lume de poveste și plină de mister. Publicul a fost fascinat de numerele de iluzionism de pe scenă. Spectacol extraordinar, inedit, mă bucur să văd așa ceva pentru prima dată în Timișoara, chiar neașteptat de impresionanți au fost toți performerii. Foarte tare pentru Timișoara, un eveniment de cultură, eu, Mihai Lupea, am fost impresionat. Este ceva nou, mi-a plăcut cumva suspansul, misterul din sală și pot să spun că cel mai impresionant număr pentru mine a fost numărul lui Aron. Cel cu mărul, mi s-a părut acolo cumva o combinație întreagă și de mister și de precizie, în primul rând. Era fain cu magia aia cu porumbei. Foarte frumos, foarte, foarte, mi-a plăcut foarte mult. Avea nevoie Timișoara de așa ceva? Da, clar, avea și are în continuare. It's not here! Nu este aici! It's not here, you put it in your shop, it's not here! Sunt sigur, ați amestecat cărțile. Because the one card. Singura carte a rămas în acest pahar de la început. I never touched it before, yes? Nu l-am atins. You can see it is the five of hearts with your signature. Cinci cuvinte roșii cu semnătura dumneavoastră. Și magicienii s-au simțit bine pe scenă. Am fost atât de emoționați, este primul nostru spectacol mare în România. De multe ori se întâmplă așa, ești celebru altundeva și apoi devii celebru acasă. Emoțiile au fost extraordinare și Timișoara a dovedit că este un public minunat. It was simply wonderful and we hope to come back next year. Very nice audience and I can't see so much audience when I'm underwater, but it was very nice being here. In one word, awesome. It was great. Thank you, Team Suvara, for the warm welcome, and I enjoyed every second of it. Prima ediție a Time for Magic Festival Timișoara a pornit de la o dorință, iar provocările au fost imense. A fost nebunie pe scenă, a fost cu foarte multe emoții. Ne-am dorit enorm să aducem un festival de magie în Timișoara și uite că am reușit să o facem. Nu vă puteți imagina câtă muncă a fost.